Trupa de teatru Birlic din Fălticeni a prezentat ieri la Cercul Militar Național un spectacol de teatru inspirat din povestea vorbei de Anton Pan în regia lui Ovidiu Cuncea. În fiecare an, timp de câteva zile, trupa de teatru din Fălticeni vine la București pentru a susține câteva reprezentații în memoria actorului Grigore Vasiliu Birlic. Vin cu Sașii! Vreau să-i întâmpinăm! Moldoveanco, cântă-ne ceva! Vină plai cu flori, unde sunt aici fecioare. Vină plai cu flori, unde sunt aici fecioare. Au fost duși în altă țară, dar se întorc la primăvară. Grigore Vasiliu Birlic s-a născut în anul 1905 la Fălticeni. A fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie. Numele de naștere era Grigore Vasiliu, Birlic fiind doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa Birlic, interpretată la începutul carierei sale. Până în anul 2011, noi fălticenenii l-am cam uitat pe Birlic. Și nu numai pe Birlic, pe mulți alții. Și atunci am zis că dacă tot l-am uitat, de acum să... Nu-l mai uităm și pe lângă activitățile închinate lui Birlic din Fălticeni și festivalul și toate cele care s-au făcut, s-a lansat și o carte despre Birlic anul trecut la festival, am hotărât ca pe 14 februarie să mergem în fiecare an la București. Evident, câteva zile. Anul acesta, începând de pe 11 până pe 14. Trupa Birlic, iată, împlinește anul acesta, în toamnă, 6 ani și este din ce în ce mai frumoasă, din ce în ce mai bună, zicem noi, după ce am pus în scenă peste 12 piese de teatru. Se spune despre Birlic că a fost cel mai mare comediant al românilor. Cel mai mare actor comic, geniu comic, toate superlativele folosite vreodată au fost date lui Birlic. Sigur că românii au avut și au actori de comedie excepționali și pot să enumăr mulți care nu mai sunt printre noi și pe care o să-i pomenim și pe ei, adică Gheorghe Dinică, de exemplu, care e un actor de comedie de geniu, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, numai câțiva mari, uriași, care nu mai sunt lângă noi, dar sunt foarte, foarte mulți actori. Artistul a decedat la data de 14 februarie 1970 la București și a fost înmormântat în cimitirul Belu. Sâmbătă, trupa de teatru va merge la mormântul artistului, unde va fi oficiat un parastas.